rămâneți așa. Nu vorbiți deocamdată. Bă, e tot ce contează. Păi tu nu știi că eu o recunosc pe Elena Berișoreanu de la 15 km, mă. Ce mai, mă? Păi ce-am Meri, ai mai slăbit, mă? Te-ai pus la dietă? Apropiați-vă un metru, nu mai mult. Atât. Dane, eu sunt pe partea asta. Ține acolo, da? Dorian oricum ia oare promisă de la mine. Neamarin, eu încet. I-am zis. Nu mulți, nu mulți. Stai așa că Neamarin e primul care zice. Vreau păi pariuri acum înainte de a vorbi. Când o să auziți masca vorbind... Ia uite ce zvânt. Ah, capitane, ce fioros ești, mamă. Da. Zine, Marin. Gata. Opa. Zi. Eu le spun echipei mele. Ceva. Hai, nu-mi spun. La ceva. Stai. Ajutați-mă un pic. Vrei să spun ceva că masca asta are cârlig la public? Am dus aproape și am simțit privirea aia blândă, respirația aia caldă, bunătatea aia interioară. Cățelușele au nevoie de atenția unui cățel, dacă înțelegeți ceva. Nume e spus de voi. Este? Maria Cârneci. Maria Cârneci. Felicitări, felicitări, ați greșit. Eu... Este doamna Irina Login. Exact. Da. Irina Login, voi. Da. Ce v-am spus, ce ți-am zis? Eu zic că Irina a făcut aici. A zis Raluca, băi, a zis. După blândețe. Știam că este, știam. Eu sunt de acord cu voi. O să vorbească imediat. Sorana va reuși să o facă să vorbească pe mască. Sorana, am nevoie de tine, avem nevoie de tine. S-au zis vedeta din spatele măștii vorbind imediat. Sorana, bine ai revenit, Sorana. Nu spuneți nimic deocamdată. Irina Login, datorită indiciilor... Maria Cârneci. Așa, pur și simplu, datorită intuiției. Hai, succes, a ochilor, aerul. Cu ce vă pot ajuta, domnule? Sunt capitan Hook. Ah, bună ziua, bună ziua. Spuneți-mi. Am probleme mari cu cățelușa mea. De la o vreme nu se comportă cum trebuie. Este foarte apatică. Așa. Iese noaptea pe puntea vaporului. Așa. Se duce la Prora. Așa. Și urlă la stele. Și are și ochii foarte triști. Bun, am înțeles. Ok, unde este cățelușa? Am lăsat-o afară. Că mi-era teamă că mai sunt și câini pe aici. V-ați gândit foarte bine. Știți dumneavoastră da. Câine, v-ați gândit bine, dar din câte vedeți nu sunt alți câini, așa că o să vă rog să aduceți și cățelușa ca să pot să o inspectez. Imediat. Da? Perfect, bine. Mulțumesc frumos. Cățu. Auziți, hai să dăm puțin stop, vă rog. Avem o problemă. Masca mi-a spus că a dispărut cățelușa. Stai, mă, ce s-a întâmplat? A dispărut cățelușa, mă. Ce-a făcut? A dispărut cățelușa. A dispărut cățelușa. Da. Da, mă, era un cățeluș, era o cățelușă mică. Păi și nu, de unde dracu o găsi noi acum? Bă, nu știu, dar nu... Și nu era acolo, nu mai era. Da, știu că nu voi, dar am o rugăminte, că nu știu cum să facem. Nu putem să o lăsăm cu zgarda goală, așa, nu?
Poate să joace cineva rolul cățelușă? Da, da, vrei da, să joci cățelușă? Îmi place căței extra. Pă bune? Hai că nu trebuie să zici nimic. Era cățea sau cățel? Cățelușă. Cățelușă. Cățelușă? Da. Hai te rog, hai, eu mult de Diana, iartă-mă. Au, 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 să te știe bine. Acum se cântă miau. Hai în spate, hai în spate cu ea. Eu hai în spate cu ea. Miau, nu e hau. O, dar ce frumusețe avem aici, bubușa lui mama, bine. Ce botip are, ce blăniță frumoasă. Ce cu tine? Ce problemă are? Cum o cheamă? Fifi! Așa. Ce? A, da, ce? Ce problemă are? Că în ce hal ai ajuns? Ce? Ce s-a întâmplat, cățelușă? Ce e cu ea? Ce are o blăniță așa frumoasă? Ia, mămică, ia papă. Papă, 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 papă. Eu... Papă, papă. Bravo, uita lui mamă. Da, spuneți-mi ce e cu ea, ce s-a întâmplat? Ce blăniță avea ea? Așa. S-a plăștit așa dintr-o dată. Acum știți, așa se întâmplă cu cățelușele dacă n-au suficient atenție. Domnule la mamă, ai vină cu acela mamă. Dar cum spuneți așa ceva? Îi dau toată atenția din lume. Nu mai am eu două mâini, dar o pieptăn în fiecare zi. Stați puțin, că eu nu la genul ăla de atenție mă refer. Știți, la un moment dat, cățelușele au nevoie de o atenție mai special, așa de... Ia, ia, uitați-vă un pic în ochișorii ei. Ia, uitați-vă la ochișorii ei, ce vedeți? Niște ordori. Niște ordori. Hei, eu am spălat-o când am plecat la aici să vin la mata. Dar uite că... Sau așa sunt câinii, stima tale. Da, cu toate astea, nu e despre asta vorba. Cățelușele au nevoie de atenția unui cățel, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Adică nu-i mai este de ajuns atenția stăpânului. Adică vreți să spuneți că... Ca să se... Păi ia, veniți puțin. Uitați-vă un pic la ea. Uitați-vă în ochii ei. Ia uitați-vă cum urlă instinctul în ea. Urlă instinctul. Da. Așa e. Acum că mi-ai spus, se vede cum urlă instinctul. Păi da, în dumneavoastră... Nu știam ce se întâmplă, tot se urca pe piciorul meu. Adică așa și urla, urla la stele. Mai ales noaptea. Păi și în dumneavoastră ar urla dacă ați fi în locul cățelușei. Asta e, ce se... Aveți dreptate, aoleu. Și ce să fac? Eu locuiesc pe mare. De unde atâția câini? Poate vreun câine de mare, dar nu se potrivește. Stați așa că am eu totul rezolvat, nu vă faceți griji. Am un cățel. Și un animal superb, e un exemplar. De cum o să se vadă, o să sară unul pe... Stați mai puțin. Deci cățica asta scumpică, imediat, numai puțin, stați puțin, stați așa. Să-l aduc pe poarta cu Sonia. Băi, stați să dau stop, din nou. Mi-a dispărut câinele. A dispărut? Dau stop, jur! Era legat de asta în spate și nu mai e. Să dispară, unde era? Deci era legat de asta și nu-i mai găsesc nimic. I-am găsit ceva. E. Lesa, dar nu mai e câinele. Pe bune. Dacă mai e bun, am obligat după... Finalul, mai am finalul, atât. Mă ajută cineva? Hai mă, Doriane, tu ești mai săridor. Da? Hai te rog. Dacă vrea pitbull! Dacă vrea pitbull! Deci nu cred, îmi place pe Dori? Hai de Dori! Lasă-mă cu mine să-l leg pe Dori! Așa, du-te și neagă-l. Hai de Dori să te leg! Ai luat vitamine, Diana? Că să te fugărești toată noaptea. Jabră! Nu uita neva!
va stăta la emisia asta? Așa stă la Doberman. Îi dau idei. Deci, cred că acțiune și începem de aici. Cred că se face partea a doua de la 50 Shades of Grey. Hai. Da? Hai. Hai, e foarte bine, da? Hai, repede. Da, așa, ca să te... Să deschide. Acțiune! Dai, dai, Spartacus! 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 În cealaltă parte, Spartacus! El, Spartacus, e campion. E campion. Uitați ce exemplar, ce mușchi, ce pulpe, ce dotare, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Că e Spartacus cu minte. Treci pe partea asta. Spartacus. Da, da. Hai? Zici că acum sare pe tine. Este un exemplar foarte frumos. Uitați-vă ce privire are. Vedeți ce privire are. Nu o să sară pe dumneavoastră, vă promit. Dar pe Fifi, cu siguranță o să sară. Că stai, mami, partă cu... Uite-te la mine, uite-te la mami. Uite-te la mami, gătă cu ciurigăle. O să vă... Cățelușele sunt disperate după el, adică toate cățelușele cum îl văd, gata, toate vor să se împerecheze cu el. E nebunie, vă zic, e... Aoleu, aoleu! E într-adevăr, e un exemplar frumos, dar Spartacus ăsta al dumitale nu e prea mare. Pentru Fifi. A mea? No. Vedeți? E mai detalie mică și... Nu știu dacă înțelegeți unde bate. Eu și unde bateți dumneavoastră, dar nu vă faceți griji. Adică, uitați-vă cum se privesc. Lui deja i-au curs și băluțele. Dar este ok, credeți-mă. Adică... Nu vă faceți griji. Dar știți care e problema? Am senzația că Fifi se comportă un pic cam ciudat. Are cumva purici? Stă în mâni. Nu, Doamne ferește! Eu zic așa, eu propun. Eu zic așa, totuși. Fifi, ai la mâni. Ai la mâmică, vine în coace, vine. Hai de vină în coace la mine. Stai cu minte, stai puțin. Nu, dar da, ca să ne asigurăm. Te-ai gândit foarte bine. Foarte bine. Ia, mami, și tu, ca să fiu... Da. E pentru purici, să ne asigurăm că nu există tot. Da, mami, hai să-mi întâi. Spartacus, uite-te la mami. Cu minte. Spartacus, cu minte. Fifi, are nevoie de iubire, mami, da? Are nevoie de iubire. Auzi, mă! Nu-i doar un fi de iubire. Auzi. Spartacus, ce s-a făcut de hanie? Doamne, o iubești tu pe Fifi? Da? O iubești tu pe Fifi? Stai puțin, o iubești, da? Poate pe mami fericită? Da. Și cum procedăm? Le dăm drumul din zgardă și să-i lăsăm să se miroase? Și dacă ea nu ridică coada? Ei, nu ridică coada! Uitați-vă bine la ea! Are coada deja ridicată și oricum toată ridică coada. Dar... Noi aici suntem, vedeți, avem cameră de montă. Facem în felul următor. Îi luăm pe amândoi, îi băgăm în camera de montă, acolo un ambient așa mai frumos, muzica exact cum trebuie, totul, avem și muzică. Muzică? Da! Deci, de o perioadă încoace, toată treaba asta se întâmplă pe noua piesă a lui Pepe, o știți? Cum să nu știu? Face răvage! Și cum o aud, cum sunt toți? Până și
și pe mine, mă, pe sincer, să vă da, da. Păi atunci, păi atunci. Să-i mâncăm la camera de... Da, nu, păi, hai la mine, hai la mine. Spartacus, Spartacus, un pic, mami, Spartacus, haide în cameră, haide în cameră, Spartacus, stai, mă, Nica, stai, puiul, mă. Haide, Spartacus, intra, Fifi, vino cu acela, mami, vino la mami și tu. Dați-mi mie Alexa. Stați așa, păcați acolo. Haideți, stai, du-te, Fifi, acolo. Nu știi când mă pasă. The best, Dorian. Hopa. Și acum întrebare.